Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Piațeta Casei de Cultură Onești, lucrări pe ultima sută de metri. Despre iubire, simpozion organizat de elevii Oneștiului. Discultura, inedit vernisaj de pictură. Este bună pentru oneștenii care locuiesc în imediata vecinătate a Casei de Cultură din Onești. În cadrul emisiunii 24 de ore, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, a vorbit pe larg despre subiect, astfel am aflat când va fi și momentul final de inaugurare a lucrărilor. E la un pas de finalizare, ca să zic așa. E la un pas, eu estimez că finalul lunii noiembrie, așa cum am promis, ne vom putea plimba pe aleile piațetei mai repede. Ne vom plimba prin parc. Am pregătit și pe asfaltul. Am pregătit imagini, ați spus dumneavoastră câteva imagini foarte frumoase cu piațeta Casei de Cultură. Într-adevăr, încă mai e de lucru. Acum, știți cum este, nimic nu s-a făcut peste noapte și nici cu o baghetă magică. Schimbăm totul dintr-o dată. Nu, da, bun. Imaginile care au apărut prima dată au mai suferit modificări. Vă pot spune și înainte de emisiune și legat de fântâni și de... Cum arată acum, la ora asta, de sus arată foarte, foarte bine și o să rog colegi. Uitați. Asta era deja numai de actualitate imaginea. Zona asta, acum. Zona asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, în 3 săptămâni sper eu să avem și gazonul montat. Pavaj, alei. Aici deja suntem în piațeta din fața catedralei și a Casei de Cultură. Vor fi două fântâni. Utilaje multe, se lucrează, echipe puternice, am văzut în permanență. Acum trebuie să le lăudăm și constructorii, că au fost pe metereze, au lucrat cot la cot cu muncitorii. Na, asta este. Unul dintre constructori, unii dintre acționarii care lucrează aici, chiar acum îl întrebam înainte, doarme, se trezește, stă de dimineață până seara în șantier. Uitați cum arată. Deci deja fața este altfel. Estimăm noi că în 3 săptămâni maxim aici vom parca mașini. Da. Și de asemenea tot în 3 săptămâni și zona parcului, zona verde, va avea inclusiv gazonul montat. Foarte frumos. Va fi ceva de vis, ca să zicem așa. În paralel vom intra și în curtea catedralei, vom aloca fonduri la ședință, vom avea o extraordinară luni și vom aloca bugetul. Am făcut calculele, am mai tăiat din estimările inițiale, dar vom face să iasă treaba ca bună. La carte, să aibă continuitate, să aibă o legătură, pară un întreg cu zona pieții. Acum știți cum i-au apărut deja primii cârcotași care m-au și întrebat și au zis, bun, foarte frumoasă va fi, că lumea vede, că deja conturează frumos, dar, dule, piața, ce în jur catedrale arată cam... Nu, se vor da toate gardurile jos și va avea... Va fi deschis întreg. Totul va fi deschis, va fi un parculeț în lateral, în partea stângă a catedralei, va fi un parculeț la fel amenajat cu bănci, cu zonă verde, cu alei, o zonă de promenadă și în laterala catedralei, iar în față va fi amenajat cu pavaj, cu în același ton cu zona piațetei. Cu tot ce este făcut. Nu se va cunoaște ruptura dintre curtea. Am înțeles, să nu fie o ruptură de stil, pentru că oricum materialele sunt scumpe, nu sunt chiar la îndemână. Sunt materiale scumpe, da, dar vor fi în aceleași materiale, vor fi și în... Și cu bani astea de la bugetul local. Cu bani de la bugetul local. Ok, o să rog colegul Am făcut calculele, voi propune în ședința de luni, va fi o ședință extraordinară luni, voi propune Consiliul Local această finanțare pentru culte. Cererea a existat și la prima rundă de finanțări, doar că la momentul ăla nu știam cum va arăta, pentru că v-am spus, în timp au mai suferit în funcție de ce s-a găsit pe sub pământ, ce nu se știa, au mai suferit modificări și de asta am lăsat-o să avansăm, să știm cam care este forma finală. Vineri 22 septembrie, de la ora 17, la Biblioteca Cosânzeana din Onești, a avut loc simpozionul despre iubire. Evenimentul a fost organizat de Clubul Elevilor Liberali în parteneriat cu Biblioteca Municipală Radu Roseti Onești și Acum TV. Evenimentul a fost moderat de Victor Plutașo. Astăzi ne-am adunat aici pentru a vorbi despre un subiect fundamental al Universului. Dacă aș putea folosi această exprimare,
termenul este iubire și tot ce implică aceasta. În primul rând să spunem că începe un lung șir de simpozioane și evenimente. Noi, cum ia de la acel Bacău, ne-am gândit să urmărim, am putea spune, câteva scopuri principale. Și aici, în sala, avem și pe primul vicepreședintele organizației Lazio Sobrea și pe, evident, președintele al filialei Livezi, da? Valentin, de general, da? Iubirea este un subiect pe care îl abordăm astăzi cu mare respect, admirație și, în ultimul rând, trebuie să avem mai multe perspective. În momentul spre iubire, trebuie să avem automat mai multe perspective. Trebuie să avem o perspectivă științifică, psihologică, o perspectivă, poate, filozofică modernă, una religioasă, una literară și, evident, pe lista poate continua. Primul scop și scopul suprem al organizației noastre este să răspândească cultura în rândul tinerilor. Asta este scopul nostru suprem pentru care ne luptăm și ne vom lupta de acum încolo. Pentru că fără educație și cultură nu putem trăi, doar supraviețui. Dar pentru că omul este ființa rațională supremă și ființa afectivă supremă, trebuie să conștientizăm importanța culturii, cel puțin pe plan profesional, dar și pe plan personal. Iar Europa, continentul pe care locuim noi astăzi, este un continent bogat în această direcție. Un continent care are în spate o cultură uriașă. Da? Metusalemică, în primul rând, pentru că partenerii din epoca cumerică, Europa a cunoscut perioade și opere semnificative a literaturii mondiale. Am putea spune chiar că Europa este o pepinieră de cultură. Acum, astăzi, vom aborda prima temă, și anume iubirea, dar care pornește totul. Este doar, vă repet, un prim element, un lung șir de astfel de evenimente care se vor desfășura de-a lungul, cel puțin în acestui an școlar, putea spune, deoarece în luna viitoare vom organiza o dezbatere. În noiembrie voi lansa un nou volum, și anume Conversații cu Elie, la care vă invit să participați, probabil tot aici la filiala Cosânzeana. Și vom continua stilul acesta cu un eveniment, ne-am propus să facem un eveniment fiecare lună, cel puțin în fiecare lună, pentru a încuraja tinerii și nu numai tinerii să participe și la astfel de evenimente, să învețe ceva în primul rând și să-și formeze spirit critic, să-și formeze abilitatea unei gândiri critice, care este foarte trebuitoare în epoca contemporană. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Pentru că acum, singura diferență între profesionalul dintre noi oameni și inteligența artificială este capacitatea de gândire critică și afectele. Astea sunt cele două elemente fundamentale care întotdeauna ne vor delimita de inteligența artificială și ne vor face să fim superiori. Eveniment cultural Discultura, un spectacol al simțurilor, o punte către tineri, un vehicul cultural eclectic care a reunit sub umbrela sa toate disciplinele aflate în slujba creației, arte vizuale, muzică, teatru, dans, gastronomie, pentru care unindu-se acesta să potențeze mesajul metamorfozei. Pe lângă frumusețea evenimentului în sine, acesta a avut și un scop umanitar. Astfel s-a pus la licitație o lucrare ce a pornit de la suma de 3.000 de euro. Astfel s-a putut achiziționa un echipament medical extrem de necesar la Spitalul din Onești. Discultura este un vehicul cultural eclectic, pentru că reunește mai multe discipline aflate în slujba creației și toate se întrepătrund pentru a potența mesajul schimbării, mesajul disculturii. Ne dorim să meargă mai departe ideea asta de transformare, să plece de la o hală, să ajungă la un oraș, să ajungă la lume, o întreagă lume, pentru că arta este un vector social, este un inspirațional. Ea ar trebui să motiveze, să găsească punți, cum am spus mai devreme, între generații tinere,
Și noi care încă le mai înțelegem graiul. Pentru că trăim într-o era a tehnologiei galopantă. Și dacă nu există o punte, nu vor avea filtre. Asta ne dorim cumva, să generăm și filtre. De aceea expoziția și vernisajul este deschis, cred că încă vreo 10 zile, cel puțin, cu abilitatea familiei Ilie. Și am dorit ca între orele 5 și orele 7, 17 și 19, vom fi mereu aici și vom aștepta preponderent grupuri de liceeni. Singura rugăminte este să vină cumva organizat, ne aflăm într-o zonă unde sunt multe utilaje și ar prefera să vină cumva organizat. Și vom discuta cu ei, le vom explica despre rațiunea îmbrăcată în emoție. Dublă sărbătoare, dacă pot să zic așa, pentru că acest vernisaj a avut și un scop caritabil pe care, da. de care trebuie să vorbim. Eu sunt foarte, nu știu cum să vă zic, sunt foarte, foarte mândru de soția mea. Este cumva eroul meu. Cum a spus și mai devreme... Nu numai al tău, dacă e o mică paranteză. Da, da, eu vă spun despre mine și cum cred eu, cum văd eu munca pe care o face ea. Și într-adevăr lucrează în anticamera divinității. Acolo unde cei mai fragili dintre noi, vorbim despre prematuri, au nevoie de ajutor și n-au nevoie doar de știință și de bunăvoință, de înțelepciune și de dedicarea pe care au cadrele medicale. Au nevoie de tehnică nouă, au nevoie de aparatură nouă, pentru că este o luptă complicată. Și contra cronometru. Bineînțeles. Și stă în puterea noastră să îi înarmăm cu cele mai noi arme. Ce s-a întâmplat de fapt? Ți-ai vândut un copil, între ghilimele? Da, foarte greu renunț la ei, să știți. Foarte, foarte greu. Dar m-am bucurat pentru că Oana are nevoie de echipamentele astea. Știu cât este de dedicată meseriei pe care o face. Știu cât de mult vrea să le învețe pe colegile ei despre resuscitarea neonatală și despre ce ar trebui să facă. Și atunci era singura soluție pe care să pot ajuta. Așa ar trebui să funcționeze o comunitate. O păpușă din aceasta, un bebeluș, nu? Da. Va fi, să zicem, va fi achiziționat prin intermediul vânzării tabloului, nu? Banii vor ajunge la spital, se va achiziționa păpușica? Da, da. Am vorbit cu domnul manager, avem un parteneriat cu Asociația Septembrie Medical, cred că se cheamă. Dânsii fac achizițiile, banii se donează în contul asociației, oricine este binevenit să doneze, pentru că scopul este acela de a ne face viața în comunitate mai bună, de a da șansora celor mai neajutorați dintre noi. Felicitări, s-a și licitat tabloul. S-a și licitat, s-a și adjudecat și mă bucur că Oana are o tehnică pe care și-o dorea, are un suport tehnic mai bun. Și în felul ăsta sper să le ușureze munca și sper ca colegele ei să învețe mai mult de la ea. Și prematurii vor putea fi salvați mai ușor, nu? Că de fapt... Sigur că da, despre asta este vorba, despre a oferi o șansă. Și asta se face prin pregătire. Dacă n-au genul ăsta de echipamente, nu se pot pregăti. Cu cât sunt mai bine pregătiți, cu cât au luat de mână tehnica asta modernă, cu atât este mai ușor pentru ei. Vorbim un pic și de echipă, pentru că nu ai fost singur în acest proiect. Ai avut un partener de prezentare, da. Dacă pot să zic, da, așa. Da. Ai avut un band care te-a susținut. Vreau să vorbești tu și o să vorbim și cu el. Bun, Cosmin este un arhitect foarte talentat și mi-e un prieten foarte drag. Și am gândit acest eveniment tocmai pentru că niciodată singur nu putem realiza nimic. Am vrut să transmit ideea de echipă. De asta și au. Da, și văzut. Și outfit-ul ăsta este tocmai pentru că ne doream să transmitem ideea că suntem pregătiți de muncă, că avem idei, avem potențial și ne-am dorit să schimbăm, să transformăm, să metamorfozăm. Okay. Și a ieșit bine munca în echipa astăzi, deci pe lângă el cine a mai fost? Cosmin a fost partener în prezentare. Iar muzicienii sunt niște tipi senzaționali, vă rog să mă credeți dacă puteți să le luați două vorbe. Deci sunt absolut fabuloși. Ei cântă mai des în America decât în România, pentru că nimeni nu-i profet în țara lui, credeți-mă. Sunt atât de recunoscuți acolo, sunt super, super buni. Adică vorbim despre Juilliard, câștigător din Monroe,
oamenii sunt foarte, foarte, foarte buni și au venit pentru că ne cunoaștem, că suntem prieteni. Imaginați-vă că e sâmbătă într-o toamnă și sigur aveau evenimente, dar au înțeles și au vibrat la Discultura. Și pe lângă ei, pe lângă Cosmin și pe lângă ei, e o echipă întreagă de prieteni. Da, eu m-am întors acasă, noi ne-am întors acasă acum un an și am redescoperit orașul, ne-am renodat relațiile de prietenie și s-a creat un fel de emulație la toate planurile noastre. Spuneam mai devreme, am vrea să facem Muzeul de Artă Murală Oneștean. Ar fi senzațional. Imaginați-vă gangurile din quartar, pictate cu murale spectaculoase. Provocare. Spectaculoase. Am vrea să facem selecția, să facem selecția de proiecte chiar din toamna asta și ar fi o promenadă absolut spectaculoasă, protejată de intemperii și un festival pentru tineri care se petreacă în zona verde de acolo. Și cred că am avea și susținerea persoanelor mai vârstnice din zona aia, acolo stau părinții mei, am vorbit cu ei, au fost reticenți la început, după aia mi-a spus, stai că mi-a zis, băi, este șansa ta să-ți vezi nepoții. Și s-au luminat ochii, pentru că vor îmbătrâni singuri altfel. Și asta este spaima noastră, dacă nu încercăm să atragem oameni tineri, valoroși. Nu sunt roz deloc, adică vorbim de o plajă de 10-20 de ani, trebuie să construim viitor. Și ca să construim viitorul, de să începem de ieri. Mulțumim frumos și ce să zicem, un pas mic. Un pas mic, dar important. Trebuiau făcute acești pași. Nu știu cât s-au mai făcut până acum. Mă bucur că am început noi. Ați fost singurul curajos care a licitat pentru acest tablou? Da, nu e vorba de curaj, e vorba de ideea în sine ce a generat acest eveniment. Prietenii mei, sunt prietenii mei, Valiș cu Ana, totul se datorează prieteniei pe care am avut-o împreună cu Adrian Răscopa, campionul național de raliuri, și a acestui om extraordinar care este Vali, care ne-a inspirat tot timpul, adică are o altfel de... El ne duce într-o altă lume, într-o frumusețe, într-o lume frumoasă. Pentru că minunatul tablou pe care vi l-ați achiziționat astăzi în cadrul licitației, ați făcut și un lucru extraordinar. Bineînțeles. Adică cu toți ar trebui să ne gândim că facem un bine. Cu toți am putea fi acei copii mici care se nasc mai greu, sau pe care Oana îi scoate din ghearele zisului. Da. Aia a fost și ideea. Până la urmă, din multitudinea persoanelor care sunt aici, ați fost singurul care a zis da eu și hotărât. Nu, de regulă sunt hotărât, dar se pare că foarte mulți nu au auzit, că probabil aș fi avut foarte mulți concurenți, dar sonorizarea nu i-a ajutat, m-a ajutat doar pe mine. Eu nu știam cum să-i spun, că vreau să iau eu un tablou, dar se pare că am fost norocos. Unde le veți expune? Acum de curiozitate. Sincer să fiu, deocamdată o să-i las la dispoziție să-l mai expună, să-l mai vadă, să se bucură și mulți alții. Și după care va fi expus la unul din birourile noastre, la companie, și să se bucure și alții. Dar de câte ori va fi nevoie, are acces la el să-l expună. Felicitări! Ați fost minunat în seara asta, dar de fapt tot evenimentul. Tot evenimentul, o organizare foarte plăcută, ceva inedit. Ceva care trebuie să se repete, lumea ar trebui să participe cât mai des. Vineri 22 septembrie, la sediul administrativ al primăriei orașului Stațiune Comănești, a avut loc ședința grupului mixt de lucru pe probleme de etnie romă, prima de acest fel pe teren. Discuțiile au fost coordonate de subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru, alături de care a fost primarul orașului Stațiune Comănești, Viorel Miron, dar și reprezentanții serviciilor publice de deconcentrate, dar și de la ONG-uri. Suntem la Comănești, în imediată vecinătate a hotelului Carpaz, nu-i niciun hotel. De fapt, cine locuiește aici? Aici nu locuiește nimeni, este un proiect finanțat prin fonduri de la Banca Mondială, care deservește populația de etnie romă de la intrarea în cartierul Șupan, cu suficiente utilități care să îi ajute să spunem, să trăiască într-un mod mai civilizat, mai curat, în sensul că avem aici băi comune pe care le pot folosi pentru igiena personală, avem mașini de spălat pentru a-și curăța hainele de zi cu zi, avem câteva laboratoare și cabinete unde mai vine mediatorul sanitar și mai sfătuiește și așa mai departe. Este o
o utilitate publică, să spunem, pentru comunitatea care trăiește în imediat vecinătatea acestei clădiri. Ne-au întâmpinat un puști din această comunitate și ne-a zis, e curat la Barăci. Este curat pentru că, așa cum spunea și domnul primar la începutul ședinței de comisie mixtă pentru problemele persoanelor din etnia romă, au început pas cu pas, an de an, să încerce să vadă ce înseamnă civilizația, să accepte schimbările din domeniul acesta al igienii personale, al construcțiilor noi, al mulți dintre aceste persoane, familii au plecat în străinătate, au muncit, au venit cu bani acasă, au construit clădiri noi, pas cu pas am încercat prin diferite proiecte locale să le spunem că e bine să se integreze în societatea în care noi trăim astăzi. De altfel, comunitatea, am văzut că este bine reprezentată la nivelul primăriei orașului Stațiune Comănești. Da, sunt bucuros că înainte de a ajunge la prefectură am lucrat cu o echipă formidabilă la Biroul de Proiecte Europene. Și eu am colegă și eu am și acum, pot spune, din administrația locală pe Alina și mai sunt un om deosebit care lucrează pe fonduri europene și mai sunt inclusiv doamna Căruță, care este din această comunitate, este mediatorul sanitar. Sunt suficienți oameni care, într-adevăr, contribuie la activitatea primăriei și nu numai a comunității comăneștene. Astăzi mă bucur că avem ocazia să venim într-o comunitate mare de romi și că Biroul Județean pentru Romi și Grupul Mix de Lucru au stabilit ca ședințele să aibă loc pe teren, la fața locului. E un lucru bun și asta trebuie să continue, fiindcă lucrurile se văd aici pe teren. La pulsul ierbii, nu? Exact, la firul ierbii. Și chiar mă bucur astăzi că activitatea domnului subprefect, a domnului primar și a celor care fac parte din grupul mix de lucru e aici și vedem toți, constatăm că comunitatea romă a și evoluat, dar au și probleme. Problemele le-am văzut toți acum, chiar mă bucur că reușim să punem accent pe școli, pe educație, fiindcă este lucru cel mai important. Aici suferim. Condițiile copiilor trebuie îmbunătățite. Astăzi chiar am observat câteva lucruri pe care zic eu că o să ne aplecăm și noi ca și asociație. Dacă vom fi parteneri în proiectul primăriei, că am înțeles că derulează două proiecte primăria Comănești și cu, cum se spune, dacă nu te implici, lucrurile nu se vor rezolva niciodată. Dar dacă noi îi spuneam unui prieten, veni vidi vici, am venit, am văzut, am plecat, nu e suficient. Trebuie să și ce am constatat să punem la punct și să încercăm ca acești oameni care astăzi își pun speranțe în noi că vom reuși să le facem o viață mai bună. Cel puțin condițiile de locuit. Am văzut o casă care locuiesc 36 de familii și sunt cel puțin 100 de copii. Zic eu că se pot face lucruri, deja primăria au un proiect acolo, au creat câteva condiții cu baie, cu duș, cu mașină de spălat, dar e nevoie ca și comunitatea să implice un pic și să nu aștepte tot timpul de la autorități, că vin autoritățile sau reprezentanții romi și rezolvă problema. E important ca și ei să, dar noi încercăm să-i mișcăm, fiindcă dacă ai o discuție cu ei, oamenii înțeleg, doar vor să vadă că există sprijin și că există interes. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 26 septembrie. Cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei urcă până la 28 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 11 grade Celsius. Miercuri 27 septembrie. Cerul se menține senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 26 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 11 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.